Fibra este în această parte a platoului și să vedeți cum se încordează astăzi, pentru că a venit la noi Beatrice Olaru. Bună, bună Beatrice! Bună dimineața! Ce spune? Ia uite, asta zic. Nu mai sunt nici... Să știți că e degeaba. Simte ceva, nu? Nu mai e cărniță în bucătărie, toată cărnița este aici. Puteți admira, iată. Ce facem astăzi? Astăzi o să facem un antrenament cu exerciții din planșă. E un exercițiu care lucrează musculatura întregului corp și un exercițiu de care oamenii în general fug așa, pentru că ne pune bine la treabă. Este planșa, e chestia aia pe care putem toți să facem maxim 10 secunde și după aceea începem să tremurăm așa. Te invit la orizontală astăzi. Hai să vedem cum se stă mai întâi. Deci, încercați treaba asta acasă, dacă n-ați făcut-o niciodată, credeți-mă, o să fie o revelație. Dacă reușiți să stați mai mult de 10-15 secunde, cum ne zice Beatrice, sunteți mari. O să avem diferite variații și diferite mișcări din această poziție, tocmai ca să stimulăm mai multe grupe musculare. Poziția de start e foarte importantă, că atunci când ajung în planșă să am o poziție corectă și eficientă, poziționăm genunchii la distanța șoldurilor. Încerc și în spate cumva vârfurile să fie poziționate pe linie cu genunchii și de aici plec și mă opresc cu palmele sub umeri. Bun. Și de aici mă ridic în planșă. Ok? Am podul palmei poziționat sub umăr. Și de aici cronometru. Cobor o dată. Cu brațul drept, cot sub umăr și revin. Cobor și revin. Încerc să nu balansez bazinul, da? Strâng bine abdomenul fesierul, cobor și revin, da? Și pot să fac fie 20 de repetări, 10 pe fiecare parte, fix, sau cât pot în 40 de secunde. Eu în momentul ăsta trebuie să am toți mușchii încordați? Toți. Adică eu am și abdomenul încordat, picioarele cu totul, inclusiv nu? Inclusiv gambe. Da, pentru că te ajută, nu? Poziționez vârful piciorului în podea, gambă, picior, fesier, abdomen, spate și braț. De ce nu mai ai anunțat că ai acolo? Lucrează tot corpul. Ok, acum hai să mergem la următorul. Din aceeași poziție. Stai, tu te-ai odihnit? Nu. O să am așa. 1, 2, 3 și 3 secunde mențin genunchiul la piept. 1, 2, 3 și mențin. Ok, vreau ca aceste 3 mișcări să fie rapide. Deci, hai. Let's go. 1, 2, 3 și stau. 1, 2, 3 și stau. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ce simți mai mult? Abdomenul. Aha, aia. Și mențin. 1, 2, 3 și dar mențin. Dar poți să slăbești așa? Da, efectiv, cu siguranță. Se dă jos grăsime prin genul ăsta de exerciții? Se dă jos grăsime și chiar se face tonifiere prin acest tip de exercițiu, da? Cum sunteți până acum? Vă descurcați? Noi deja avem abdomenul încălzit. Bun, o să mergem mai departe. Plecăm din aceeași poziție, apoi o să mergem la o planșă laterală. Al treilea exercițiu. Suntem? Deci plecăm din ce? Din poziția principală. Da. Aduc genunchii sub bazin. Lateral. Aduc înapoi genunchii sub bazin aproape de saltea și extind piciorul. Ok? Revin în poziția de planș. Revin în poziția de planș. Ah, da, planș. Bun, hai. 1, 2, 3 și revin. Poziție de planș. Încercăm mai repede? Da. 1, 2, 3, 4 și revin. Hai, și acum pe partea cealaltă. 1, 2, 3, 4 și revin. Genunchii aproape de saltea. 1, 2, 3, 4 și revin. Hai încă una și schimbăm, da? Da, da. 1. Ce mai schimbăm? Că le-am făcut toate. Ce mai schimbăm, Beatrice, la el? Că... Bun. Schimbăm, dacă vreți, piese la mine. Okay. Piese de schimb. Acum o să vreau să încercăm planetare. O planșă laterală ca să activăm un pic și partea de oblic. Da, puteți să ne credeți pe cuvânt dacă câfâim. Da, da, e intens. Pare ușor, probabil, când te uiți din afară. Pare ușor, pentru că sunt exerciții cu greutatea corpului, cu greutatea propriului corp. Dar planșa este un exercițiu intens. Bun, plecăm din aceeași poziție principală, aici mă întorc tot timpul. Ok, și am așa. Lateral, genunchi cot, o știu și pe asta extind și revin și apoi schimb partea. Hai, pe ce parte vrei să începem? Pe partea asta, cum ai făcut mai devreme. Unu. Și ce-am făcut cu picioarele aici? Genunchi cot, piciorul de deasupra. Genunchi cot, extind și revin în planșă. Și schimbăm partea. Planșă laterală, genunchi cot, extind și revin în planșă. Da. 1, 2, 3, revin. 1, 2, 3, palmele sub umeri, strâng bine abdomenul, fesierul și revin. Mai facem și două? Și pe partea dată, da, facem. Mai lăsăm să fure. Ok, și ultima. Da, și pe partea asta. Ok, și revin genunchii pe saltea, relaxez.
Te-ai uitat cu ochii vinovați în coace. Dar ce-am făcut, mă? Dar ce-am făcut șefa? Dar spune tu, uite-te la România și spune. Uite, am un sfat pentru tine. Poți să te uiți în monitorul ăla de acolo să vezi ce face șurubel când te întorci invers, da? Așa, pe viitor, în general. Că tu mergi Beatriz, pe n-am făcut bine, n-am făcut corect, ai văzut de fiecare dată când m-ai văzut, n-am făcut bun, bine. Dar vezi că mai taie colțuri din când da, în când. Da, ok, hai, o să trag ochii la tine. De ce ați învățat-o să... Acum... Pentru că noi suntem sinceri și avem coloană vertebrală, șurubel. Și stăm la masă și dăm indicații. După ce termin antrenamentul, mai pun să facă 10 repetări, dacă... Ce mai avem acum? Câte ne întoarcem? Mai avem? Ultimul exercițiu ultimul, din circuit, Doamne, al cincilea, ajută, da? Ultimul, Doamne ajută, ce-mi place cuvântul ăsta. Bun, acum, o să poziționăm podul pe al meu la fel, da, la nivelul umărului. Da. De aici. Ridic bazin și pe călcâi în drept. Acum, ce vreau? Să ridic un picior alternativ, dar să trag vârful spre mine. Stai un pic. Și tu, cum stai cu piciorul așa? Pe călcâi. Deci așa? Da. Stai. Pune călcâiul pe podea, bazinul sus, picior sus și vârf spre mine. Trag genunchi, extind și cobor. Nu-l mai ascultă. Bazinul sus, sus, sus. Sunt confuze comenzile așa cumva. Genunchi, sus, hop și cobor. Ăsta e greuț, într-adevăr. Și cobor. Genunchi la piept, extind și cobor. Foarte important e ca bazinul să rămână... Pune ambele picioare pe podea și încearcă doar să stai în poziție de planșă aici. Se întâmplă. Pentru cei care nu aveți forța necesară să mențineți poziția sus, puteți să începeți doar cu izometrie. Să stați aici în poziție până când prindeți un pic de forță de rezistență să puteți menține mișcarea și apoi să începeți să ridicați piciorul ca execuția să fie corectă și eficient. Îți mulțumesc că mai... Chiar m-ai făcut să-mi dau seama de limitele mele astăzi. Da, ce-mi mai... place cuvântul ăsta, limită. Dar mai și ambiționat să încerc să le depășesc. Beatriz, mulțumim frumos, facem sport cu tine și pe Instagram, da? Da, Beatriz Solaru Fitness va aștepta acolo să ne antrenăm împreună. Hai, și noi te mai așteptăm pe la noi.